Bine v-am regăsit la un nou episod de Farming Simulator 15 aici pe mapa noastră. Avem aici un agrostar și un frate de al agrostarului, mai mare, mai umflat cu pompa, putem să zicem. Ăsta e agrostarul cu muștii și ăsta e Doitz Alice. Un tractor de 200 și ceva de cai putere și costă doar 50.000, cam cât agrostarul. Stați să vă arăt. Deci, un agrostar costă 51.000 și ăsta, stați două secunde. Alice, 230 de cai putere. Bun. Și acum, statusul pe la noi este. Am cumpărat un teren, am făcut împrumutul de 50.000. Dar pentru că suntem pe hard, avem doar 50.000. Vem aici, m-am uitat, prețul este foarte bun la silage. Am cumpărat și terenul ăsta. Și o să ne bazăm pe silage mai mult. Acum, deocamdată. Bun, pornim. Ăsta. O să-i zic de acum Alice, pentru că așa o cheamă. Mă duc să o pun undeva. Semănătoarea. Opa, am agățat. Îl punem aici frumos. Bun. Și acum. Încet. O să cuplăm asta. Bun. Și acum mergem să recoltăm siligiul. Nu știu dacă încă îl putem recolta, pentru că nu știu exact cum arată când e gata. Dar încercăm acum. La tractorul ăsta am fost nevoit să-l iau deoarece ăsta suportă, are și cartea pe față, înțelegeți? I-a uitat și pe față și pe spate. Are. Și pot să vă recoltez și să alimentez remorca în același timp. O singur tractor. Deci, dăm un G, un G, un V și un V. Da, uitați că îl e. Un O. Dar măcar își face treaba, nu? Oricum nu o să fac nu știu cât, dar o să fac mai mult off-camera, acum doar vă arăt. Aici am plantat iarbă deoarece vreau să măresc, să fac un mini garaj aici. 3%. Să opresc. Să întorc. Între timp, stați, iau agrostarul, mă duc să iau semănătoarea și îl pun pe lucrătorul automat să semene, deoarece nu vreau să stea degeaba. Mai am 269 de euro, cred că îmi ajung să-mi facă terenul ăla
Și eu acum am aflat, uitați, cum e terenul ăsta în fața aici. Ia vedeți că drumul, ia, drumul ăsta, așa mai lam. Aici se depozitează siliciu. Am trecut, uitați, arată nivel de umplere. Am trecut pe acolo și n-am știut ce nivel de umplere trebuie la apă. Uitați că am greșit cum trebuie să fie de aici. Sper să nu agațe în căsuța asta. Ia că n-agațe. Oprim. Începem din nou. Știi ce, mai bine o iau în linie dreaptă și așa pot să mă încadrez destul de bine și nu ratez niciun fir de porumb. Așa, uite, așa cred. Bă, 9% din tot ce am aici, cred că fac 30%. Da, și nu uitați, un like și un subscribe pentru că mă ajută foarte mult. Mai ales acum când sunt la început. Știu că n-am postat ieri, dar am avut un pic de treabă. Dar acum am să fac două episoade ca să am de rezervă. Perfect. Mai perfect decât nu sunt. Ba se poate, dar nu mai comentez nimic. Uitați ce frumos e tractorașul ăsta. Bă, mi-e place tractorașul ăsta foarte mult, mai ales cum se văd roțile din față. Mamă, zici că conduc vita mai tractorul. Așa, măi, oameni. V-am zis pe sâmbătă sau vineri de la 6 am să fac un live. Un live cam de o oră. O oră jumate, două. Maxim două, cam așa. Uitați să ridic un pic ăsta. Să o iau mai... Am un calc mă la... Îl calc mă live. Pentru că în zona noastră așa se zice mă live. Deci mă iertați dacă o să zic... Dacă în loc de porumb am să zic mă live. Pentru că... Nu, eu așa o duc. Calc porumb. Sincer, eu la 200 și ceva de cai m-aș putea să-mi iau un pic mai repede. Știu că treaba, știu că treaba, dar totuși, în 10 la oră putea să facă. 16%, oh, și n-am putut. N-am putut să mă dat de tot. Nu uitați, toate modurile pe care le-am să le lăsăm. Am mai băgat câteva, dar nu le bag acum, le bag la următorul episod. În descriere, uitați, am băgat, dar n-am băgat mult, am băgat... asta a fost... A fost... Am băgat numai un pack de tractoare, cu John Deere. Asta a fost inclus în pack. Asta, roțile... Asta cred că l-am, da, asta l-am avut eu și asta, atât. O să-mi trebuiască așa, pentru că, no, normal l-am băgat pentru că sunt foarte mare fan John Deere, dar m-am gândit că o să fie de folos
la unele chestii. Aici, sper că nu s-a supărat vecinul, că am pus muncitorul și nu știu că aici mi s-o crește terenul meu și s-a dus până la vecinul. Dacă vreau să facem terenul ăsta, dar sper să-mi iau de rachet. Pentru că eu vreau să văd cum, dacă chiar acolo, acolo se pune siligiul. Văd că muncitorul se distrează pe acolo. Nu se distrează doar așa, pentru că naiba, nu știi ce, cum se simte el când face mie lucru, dar nu. Aici. Dați-mi cum să o iau. N-am luat-o bine, dar treacă chiar. L-am și fertilizat, deci am trebuit să-mi dea... Bun. Dați să-l întorc. Opa. Am intrat în copac, cam nerealistic, dar... Asta e. 24. E o remorcă din asta, asta are 40 și ceva de mii. Iau cam 30 de mii. Bine, o să facem mulți mici, și apoi îl vindem. Să ne putem lua ceva utilaje mai performante. Un lup mai bun, mai de fapt mai bun, mai mare, un tractor, să vindem un tractor de la noi și să cumpărăm altul. De exemplu, am putea vinde durerul ăla, mai punem ceva bani și ne luăm un John Deere sau... Nu știu eu, nu știu, până atunci mai este, eu, 4-5 episoade. Bă, eu cred că l-am ridicat asta. Da. Să prind ce firul ăla de mână, iar așa. Am văzut că în toate episoadele am o calitate destul de bună, așa, fără lag, fără nimic și știți că pe mine mă bucură chestia asta, pentru că eu, sincer, la început n-am văzut atât de fără o calitate bună, bună în sensul că, așa, fără lag, o calitate, grafica jocului să fie very high. Și terenul ăsta e relativ mic. Mai fac și după terenul celălalt. Alice. Bă, deocamdată merge super francez, ziceam. 50% cred că este Dacă nu mă înșel.
Și o să vedem ce face domnul lucrător, care cred că acum e insultator. Totuși, haideți să vedem ce nu ne trebuie ca să vindem, să-l putem plăti. Bun. Avem un tractor mai mic. Pe aici, pe undeva. Nu. Un tractor mic trebuie să avem aici. N-avem, nu avem. Păi, putem vinde, nu știu. Putem vinde migul de gunoi, da. Oricum o să luăm înapoi, când o să avem vaci, că deocamdată nu avem vaci, nu ne trebuie. Să putem plăti pe domnul ăsta. Au făcut deja destul de mult. Să plantăm iarbă și să fie de aranjat cu filaje, adică de aranjat, de uzitat, maloți, diferite chestii. De partea tractoare, dar de fapt acum suntem la ce nu ne permite, de fapt, pentru că acesta produce, uitați, produce vreo 50%, adică jumătate de remontă. Asta, dacă îl plantez, produce vreo 20 și ceva de mii. Și deocamdată ne trebuie toți bani. Opa, 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 în spate. Să girez. Dacă am ridicat-o. Apreciez ceva. Deci aici așa. A, nu încape. Sper că vecinul m-a spus, dar... Oricum, vecinul nu mai trebuie cum să mă ia mara de loc. Deci, nu prea recoltează el acum. Hai, hai,
asta, deci nu are ce să spune. Deși nu iau tot. Perfect. 46%, da, cam vreo un 50 face. Nu m-aș putea să scoate atât de mult. De curând am să fac și tractorul lui Skylet, ăla micuț. Mi se pare foarte așa, mai practic. Vastea mare, cum să vă spun, după părerea mea, vastea mare, de exemplu, te poți băga oriunde cu plan. De exemplu, e un bus, cu ăsta n-ai nicio șansă să treacă acolo, dar bine, să nu tragi greutate foarte mare după tine, că atunci nici pe ăla nu te poți deplasa. Mă trolească. Nu se face 50, asta să vedeți că nu se face 50, cum am spus, 49. Stați-vă și fără ăsta. Vă rog. Dați că le iau și pe aia la altă. Adică că mă trolează pe mine. Hai. Hai, fie de 50. Cât m-a străduit, tot 49 rămâne, dar încerca, oricum nu trebuie să rămână să de asta. Mă întorc. Da, tot 49 rămâne. Da, e ok. Hai mai să golim. Aici. Nu, intrăm pe gândul. Opa. A, nu știu, mă duc ce să spuneți asta. Stații de autobuz.
domnule. Pune și aici. Am spus că ne aranjăm un pic utilajele, haide să le aranjăm. Vreau să le pun așa pe lume. Deci. Aici vine combina. Așa, perfect. Folam și pe asta alta. Stai să pun și masa astea la ce jos. Hai. Super. Acum. Vecinul va fi foarte nervos. Nu o să știe de ce cauză pe el. O grada lui pe canalul ăla vă crește un like. Luăm tractorul nostru. Punem și ăsta. Să luăm și plugul. De fapt, stați pe plugul, stă bine. Tu n-ai terminat. Frață-mi eu și aici la obiecte amplasabile. Să îmi cumpăr, bă, să-mi cumpăr un pom. Nu mi-a ajuns. Mai bine cumpăr chiar. Perfect. Spălăm un pic tractorașul nostru. Hai, spală-te. Uite aici e rugină oare? Da, e rugină. Tractorașul nostru rugină. Și remorca, dau și pe combina un pic pe geamuri și gata. E că și tractorul ăsta e murdat. E gata. Bun, și cam atât cu acest episod. Stai să opresc că se văd de urât. Cam atât și cu acest episod, nu uitați să vă abonați și să dați un like, pentru că, iar vă spun, mă ajută foarte mult, mai ales că sunt la început. Cam, am mai vrut să vă zic ceva, dar...
Da, vineri să nu uitați de live, de la 6, de live sau un episod special cu abonații, depinde, v-am spus. Acestea fiind spuse, la revedere!